Echipa de fotbal ACS Media și-a terminat la egalitate 1-1 partida disputată în deplasare cu Avântul Reghin. Medieșenii au avut o bară în minutul 4 după o acțiune în partea dreaptă a lui Bogdan Rotar, iar peste alte 5 minute trupa din Reghin a reușit să deschidă scorul dintr-o lovitură de pedeapsă transformată de Adrian Murar. ACS Media și-a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 28. După o centrare venită din partea stângă, Adrian Cristian a trimis mingea cu capul spre poartă, a fost busculat de portar, iar balonul a ajuns în cele din urmă la Cătălin Tineiu, care l-a trimis în plasă. Repriza a doua a fost una de luptă, iar gazdele puteau da lovitura în minutul 86, atunci când mingea a lovit bara porții lui Fabio Blaga. Partida s-a încheiat în cele din urmă la egalitate, 1-1. A fost un meci de luptă, un meci tipic de toamnă târzie, pe o vreme complicată, pe un teren foarte complicat, un teren de luptă, dar trebuie să privim jumătatea plină a paharului. Am luat un punct, e foarte bine, suntem plus 6 la adevăr. Orice punct acumulat de noi în clasament ne ajută și păstrează distanța, ca să zic așa, față de locurile 5-6. Mai avem o deplasare săptămâna viitoare la Mureș, care din nou va fi foarte dificilă, de altfel știam că acest program de sfârșit de toamnă, ca să zic așa, va fi destul de dificil pentru noi, pentru că avem această suită de deplasări și, așa cum ați văzut și dumneavoastră și din celelalte rezultate, seria este foarte echilibrată, orice se poate întâmpla la orice meci.